Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu. Bun găsit la Flash Monden. Mă bucur tare mult să fim împreună în această perioadă minunată. Sper că i-ați avut pe toți cei dragi alături, că moșul a fost darnic cu voi și că ați avut timp de relaxare, liniște și magie. Vrem și noi să fim o mică parte din bucuria dumneavoastră, așa că am pregătit o ediție dedicată acestei sărbători minunate. Haideți să vedem principalele titluri ale zilei. De Crăciun este frumos cu cei dragi, așa că Diana Bart ne-a deschis larg ușa casei. Cum s-a pregătit vedeta pentru cea mai frumoasă sărbătoare din an, vedem la Flash Monden. Cornel Crișan a țintit la titlul de posesor al celui mai frumos brad de Crăciun din lume. Realizatorul rubricii Așa da, așa nu a făcut magie în sufragerie. Îi vedem creația în această seară. Livia Graur este maestră în dulciuri și vine tare din spate fiica ei Renata. Cele două au făcut minuni în bucătărie și noi vă prezentăm rețeta lor de suflet. De Crăciun am poposit în vizită la nimeni alta decât colega noastră Diana Bart. Păi unde-i mai bine decât la Diana acasă? Că doar o știm cu toții, nu? Este maestră în bucate. N-o fi fost dor de zeama de varză cu care l-a făcut knockout până și pe Cove? Cum de nu? Că doar ce trebuie să ne dregem o leacă după mesele îmbelșugate. Haideți să vedem cum ne-a întâmpinat Diana împreună cu cele două bomboane de fetițe la care tocmai ce a venit moșul încărcat cu daruri. Faceți frumoaselor, ia uite-le, ia uite, v-a adus moșul, v-a umplut de cadouri, v-a umplut de... Facem, da, a venit Moș Crăciun, bine v-am găsit. Haideți. Hai să mergem să vedem. Ciorbă cu zeamă de varză, de la soacră mea, zeama de varză care este extraordinară. Că Michi Piucherea, ați mâncat mult și trebuie să vă dregeți. Ia uite ce frumos e aici, fetele deja au mâncat, ce pe noi ne-a înviat la ciorbă, dar ele deja... Fetele au tot primit fel și fel de cadouri și am primit și niște prăjiturele handmade. Ia uite, și cum se numesc astea? Cum se numesc? Preferatele tale? Ei, zic, cum se numesc, Lute? Ce mânci acolo? O? Pe zea? Cu gura plină e mai greu. E bună? E bună, mami? Ce sunt astea? B? Ia zi, bezele. N-am ajuns încă la brade și de-abia aștept, dar văd că ai decorat, m-am oprit acum în living-ul ăsta frumos și văd că ai decorat toată casa, da? Da, am decorat peste tot pentru că îmi place foarte mult. Știi că eu sunt pasionată și de design interior și îmi place atunci când este sărbătoare să arate și casa așa, să simțim că este sărbătoare, să ne simțim bine pentru că orice lucru, oricât de mic și de mărunt ar fi, ne aduce un dram de bucurie binevenit. Doamne, Diana, ce braț superb ai! Este superb și mie îmi place atât de mult și toată lumea care a venit la noi a spus: wow, cât de frumos e bradul. Da. Spune-mi, bradul ăsta, cine l-a cărat? L-a cărat moșul, că e dita mai bradul. Ne-a adus cel mai frumos brad din lume. Observ că este și nins, are și conuri. Jur că este natural, e atât de frumos, are 2,40 m. L-am luat mai înalt ca anul trecut. Anul trecut. La pe măsura casei. Pe măsura casei, da, am zis că colțul ăsta să fie mai plin. Cine are casă mare, are și brad mare. Da. M-au ajutat fetele să îl decorez, ia cătă. Am muncit 2 zile și asta pentru că n-am avut continuitate, pentru că a trebuit să fac și alte treburi, dar 2 zile, cam așa. În prima zi l-am ridicat, am desfăcut toate crengile, pentru că sunt sute de crengi aici și a trebuit să le desfac, să arate frumos. Și am pus luminițele și abia a doua zi l-am decorat cu cu toate ornamentele. Revelionul unde îl faceți? Crăciunul vă găsit acasă cu noi? Revelionul am vrut inițial să mergem în Poiana Brașov, unde ar fi fost al 6-lea an consecutiv. Și am zis nu, hai să nu mai mergem. Vom face în București într-un local, într-un local club, așa. Am zis că mergem noi părinții ca să ne mai relaxăm. Fetițe ce facem? Vor sta acasă cu bunicii și se vor aduna mai multe fetițe, să petreacă și ele Revelionul. Oricum vom sta și noi până pe la 8-9 seara.
cu ele acasă. Și apoi... Deci fetițele fac petrecere în pijama de Revelion. Bunicii. Ce fain. Bunicii. Și noi am ales să plecăm în țările calde, deși mie nu-mi place iarna să plec în țările calde, tocmai de aceea nici n-am plecat de Revelion sau de Crăciun. Și o să mergem în ianuarie, când deja va fi trist aici și vor trece sărbătorile. Alina la masă! Momentul hai ăsta. Să vedem dacă îți place ciorba. Hai să văd că am, eu am gustat și ciorba ta de fotroace. Țin minte, da. Atunci când cu cove. Mm-hmm. Așa. Să vedem care e mai bună. E, acum să-ți dau notă, nu? Ia. Ia să vedem, că sunt curioasă, dar asta miroase, wow, miroase super. Maira, vii să mănânci cu mine. Foarte bună ciorba, poftă bună. La mulți ani. Să dea Domnul să ne aducă anul nou tot ceea ce ne dorim, sănătate și pace și să petreceți cu bine în anul ce vine și să aveți parte de tot ceea ce vă doriți. La mulți ani. La mulți ani. Robert De Niro a fost prădat de hoți. O femeie a încercat să îi fure cadourile de sub brad. Actorul s-a trezit în casă și cu hoțul și cu poliția. Toate detaliile în câteva minute. Și acum, mie una îmi vine să iau bradul din casă și să-l ascund undeva. Ba chiar mă gândesc să șterg și pozele de pe rețelele de socializare. Colegul meu, Cornel, realizatorul rubricii Așa da, așa nu, nu că s-a întrecut pe sine, nu că are unul dintre cei mai frumoși brazi din țară, ci chiar din lume. Doamnelor, domnilor, a venit Moș Crăciun și a făcut o magie imensă? Sau a venit o armată de designer? Eu la aceste două variante m-am gândit, dar ce să vedeți, m-am înșelat. Talentul lui Cornel este debordant și a făcut singur magie în sufragerie. Priviți în cântare! Crișan s-a întrecut și anul acesta. Parcă ar fi concurat la cel mai frumos brad din lume, însă adevărul este că sărbătoarea Crăciunului ocupă un loc special în sufletul lui. Așa că niciun efort nu a fost prea mare. Și cum spectacolul merită urmărit încă de la început, era și păcat să nu vedem cum a decurs tot procesul de împodobire. A sosit acel moment din an în care, sigur, toată lumea m-a întrebat când faci bradul de Crăciun. E bine, da, am ajuns, gata, sunt acasă, urmează să fac bradul de Crăciun. Nu mă întrebați în cât timp o să fie gata, probabil o să-mi ia ori o zi întreagă, ori două zile, dar este pregătit, urmează să pun șina de tren suspendat, instalațiile și apoi cele peste 1000 de decorațiuni, drept urmare, start, l-am podobit de brad. Cea mai grea parte, tocmai aceasta este, să fixez acolo trenulețul și să stea la locul lui și să mă asigur că face tura completă și nu se blochează, poate la vale, poate la deal, dar se pare că de data aceasta mi-a reușit, dar oricum până o să pun toate instalațiile, o să tot fac probă cu trenulețul până o să fie perfect. 4 ore mai târziu, ta-da! 21 de instalații, trenul aferent și peste 10.000 de beculețe au fost puse în acest brad. Recunosc, m-am tot învârtit în jurul bradului, știi, rocking around the Christmas tree, dar uite, avem rezultatul aproape final, mai urmează peste 1000 de decorațiuni pe care va trebui să le pun în acest brad, dar produsul final o să fie unul spectaculos! Nu vă spun cât este ceasul, dar pe ziua de azi am terminat. Mâine dimineață o să mă trezesc aproape cu noaptea în cap și o să continui bradul. Mai sunt foarte multe decorațiuni de pus, păsări, fluturi, flori, fundițe, foarte, foarte multe nebunii pe care trebuie să le pun în acest pom de Crăciun pentru a fi cel mai extraordinar pom de Crăciun din punctul meu de vedere. Drept urmare, mă duc să dorm preț de câteva ore și revin desigur să termin capodopera. Credem și noi că l-a cuprins oboseala. La mii și mii de beculețe, 1000 de decorațiuni și un brad imens în sufragerie, îl credem pe Cornel când spune că a obosit. Lucrurile wow nu se fac ușor niciodată. A urmat a doua zi din operațiunea Bradul de Poveste. Zi
ziua numărul 2 la împodobitul de brad, recunosc că astăzi sper să termin în câteva ore, gen 2, 3, 4, 5 ore, dar important e că astăzi este obligatoriu să termin de decorat bradul, ca mai apoi să decorez toată casa, dar până la urmă, ce-ar fi Crăciunul fără acest brad? Drept urmare, da, știu că este prea mult, cred, după mine nu este, dar important este să ne simțim așa bine alături de cei dragi și mai ales să-l împodobim puțin. Două zile pline în care am decorat acest brad, 2 minute și jumătate, 21-22 de instalații de pomat, înseamnă peste 10.000 de beculețe și peste 1.000 de decorațiuni, plus un trenuleț care se învârte în jurul bradului, dar avem aici de la pantofi, măști venețiene, un crin și așa mai departe, dar cel mai important glob, uite, așa, este acesta, pentru că până la urmă Crăciunul este despre familie, drept urmare, sărbători frumoase să aveți și voi alături de cei dragi. Crăciunul la Livia Graur acasă a fost și el întâmpinat așa cum se cuvine. Colega noastră de la știrile Focus și fiica ei, Renata, se întrec una pe alta în bucătărie. Au făcut niște fursecuri de telinci pe degete nu alta. Sunt tocmai bune de mâncat, dar și de pus în brăduț. Am fost și noi acolo și am aflat rețeta lor a delicioaselor fursecuri. Fursecuri. Fursecuri de Crăciun. Fursecuri de sărbătoare. De sărbătoare, de Crăciun, da, de Revelion. Păi se poate fi mâncate și de Revelion și toate sărbătorile astea mâncăm fursecuri, nu? Eu mă miram de ce e Livia atât de slabă, păi dacă are proprie rețetă de fursecuri, că fursecurile astea sunt celebre, vreau să zic. Eu le-am văzut pe YouTube, le-am văzut peste tot și am zis să vin la Livia acasă să facă și mie fursecurile astea. Minune! Foarte ușoară, de-aia Renata mă asistă și mă asistă cu mare plăcere, pentru că sunt doar câteva ingrediente, le facem repede repejor, după care distracția cea mai mare este să le decorăm. Dar chiar așa, ce atâția cozonat și atâtea sarmale, mai sunt și alte rețete care ne fac cu ochiul în această perioadă din an. Fursecurile de sărbătoare ale Liviei Graur și ale fiicei ei, Renata, sunt deja celebre și aroma lor te îmbie de la o poștă. Dacă vreți să aflați rețeta, rămâneți cu noi în bucătărie și vă garantăm o distracție pe cinste. Deci ești celebră cu rețeta asta? Păi toată lumea a vrut să vadă, pentru că este o rețetă foarte simplă și în același timp foarte distractivă pentru copii. Și ce să faci mai frumos de atât într-o zi friguroasă de iarnă, când e ger afară și n-ai chef să ieși din casă, decât să te distrezi împreună cu al tău copil și să faci ceva interesant, frumos și distractiv. Atunci, hai să nu mai lungim vorba și să trecem, fetelor, la treabă! Avem nevoie de 150 de grame de zahăr, un piculeț de praf de copt, 250 de grame de făină și 100 de grame de unt. Toate astea se amestecă și un ou! Și un ou, l-am uitat eu, dar l-ai descoperit tu, vezi, de-aia le-am pregătit ca să nu le uit. Și toate astea se amestecă împreună, după care se frământă un pic aluatul, ne spălăm pe mâini înainte, da? Ne dăm jos inelele și ce mai avem, și după aia se întind cu făcălețul și după aia o să vezi cum le decorăm. Ajuns la partea cea mai frumoasă, decorarea. Asta ne place nouă cel mai mult, dar Renata, ia, ce faci dragă tu acolo? Operă de artă sau fursecuri? Și. Operă de artă ala fursec. Bun, de ce ai pus? I-ai pus o glazură roz. Da, și după spune bombonele și decorațiuni. Decorațiuni. Ori bombonele, ori decorațiuni. Și... a venit Renata cu fursec! Ceva. Adică ai străduit să vede că încă mai ai făină pe ta. Hai să gustăm câte un fursec. M-am luat o steluță. Bune, măi. Mai bune decât cozonacul. Da, mult mai bune. Și mult mai ușor de făcut. Obrat frumos, obrat frumos, cu ce
copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Haideți că am trăit să o vedem și pe asta și fiți atenți aici că n-ați mai pomenit așa ceva. Celebrul actor Robert De Niro s-a trezit fără niciun cadou sub brad. Nu că n-a venit Moș Crăciun, nici Grinciul nu și-a făcut apariția, nici apropiații nu le-au desfăcut, ci o femeie iute de picior și mai ales de mână a intrat pe geam și le-a furat pe toate. Ați mai pomenit așa ceva? Iată povestea! Robert De Niro le-a făcut pe toate. De la scene memorabile în filme de necontestat, a câștigat Oscarul și este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Ei bine, am putea spune că le-a făcut pe toate. A fost și nașul, și șofer de taxi, și câte n-a mai fost, dar se pare că acum ar vrea să-i fure locul lui Macaulay Culkin în filmul Singura Casă. Ah! Yes! Este o glumă, bineînțeles, dar coincidența mult prea mare. Exact cum i s-a întâmplat lui Kevin în film, a pățit și Robert De Niro. De Crăciun i-a fost spartă casa. Nu s-a lăsat cu răniți și scene dureroase, dar actorul era să rămână fără cadourile de sub brad. O tânără antrenată bine între ale spargerilor a intrat în toiul nopții în apartament și a furat lucrurile frumos împachetate. O cheamă Shanice Avils. Are 30 de ani și în mai puțin de 2 săptămâni a dat 6 spargeri. Casa lui De Niro a fost a șaptea pe lista ei. Chinionul a făcut ca poliția să o vadă când intra în casă, a urmărit-o încet și a prins-o în flagrant în timp ce îndesa cadourile într-o geantă. Auzind zgomote, De Niro s-a trezit buimac, a coborât la braț și a văzut agitația din sufragerie. Nici oamenii legii nu știau că sunt chiar în casa actorului. Au luat-o repede pe față, i-au returnat actorului cadourile și cu toții și-au urat sărbători cu bine. Se pare că acum Shanice își va petrece o bună bucată de timp după gratii. Are o avere impresionantă. Spune că zgârcenia nu o caracterizează, dar Drew Barrymore nu este de acord deloc ca fiicele ei să primească vreun cadou de Crăciun. Și nici anul acesta nu a făcut excepție. Aflăm toată povestea imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi! Am revenit și discutăm despre Drew Barrymore, care a șocat o lume întreagă de Crăciun. Are acasă două fete superbe și cu toate acestea, nimic nu au găsit micuțele sub bradul de Crăciun. Actrița nu păstrează tradiția și n-are nicio remușcare. Preferă să le ducă pe fete mai degrabă într-o excursie. Și nu este singura care procedează așa. Iepurașul Playboy, Sarah Blake Chick, este un adevărat Grinch. By the time this is over, every one of you is going to be face down on the floor. Drew Barrymore este un Grinch în toată regula, ar spune unii. Are acasă două fetițe superbe, le face toate poftele, le răsfață din cale afară, dar cu toate acestea are o regulă cât se poate de clară. Copilele nu găsesc nimic sub brad în dimineața de Crăciun. Moșul nu vine la ele niciodată. Așa se face că Olive, în vârstă de 10 ani, și Frankie, de doar 8 ani, nici măcar nu-i scriu scrisoare moșului. Nu o duc la poștă, nu o pun nici în geam în speranța că vor veni spiridușii să o ia, ci trec prin sărbătoare ca în oricare altă zi. Măcar se bucură de împodobitul bradului și de colinde. Mama lor nu are absolut nicio problemă cu asta și de mici l-a obișnuit să nu primească vreun cadou. În schimb, are altă tactică de a le face sărbătorile memorabile. Planul ei include bagaje, aeroport și multă distracție. Întotdeauna le iau într-o excursie în fiecare Crăciun. Îmi place foarte mult să călătoresc alături de ele de Crăciun. Explicația pentru alegerea făcută este că fetele ei primesc tot ce-și doresc, ba chiar și în plus, pe tot parcursul anului, așa că alte daruri sub brad nu se prea justifică, iar o excursie într-un loc superb formează amintiri de neuitat. Și nu este vorba de zgârcenie în cazul lui Drew Barrymore. Are o avere de peste $125 de milioane, așa că departe
departe de ea sentimentul de economie. Iar Drew Barrymore nu este singură pe lista lui Grinch. S-ar fi plictisit. Iepurașul Playboy Sarah Blake Chick nu este doar Grinch, ci și cam dictatorial, am putea spune. Are 4 copii, iar anul acesta a luat o decizie șoc pentru ei. Scopul pentru mine de data aceasta este să învăț pe copiii mei să fie umili. Vreau să dau fiecăruia un buget și să le spun să aleagă o grămadă de cadouri pentru cei care nu duc o viață la fel de bună ca ei. Exact, bine ați auzit! Cei 4 copii au găsit sub brad probabil doar urme de praf. Frumoasa lor mama a hotărât asta și nici măcar Moș Crăciun n-a putut să-i schimbe părerea. Așa tradiție, să sperăm că totuși fetițele lui Drew Barrymore primesc cadouri de la apropiații familiei sau de la prieteni, că trebuie să fim sinceri până la urmă. Cu toții așteptăm Crăciunul mai ales pentru cadouri. Atât pentru moment, vă aștept la o nouă ediție Flash Monden doar la Prima TV.